Așadar, următoarea mea invitată este medic primar medicină internă, medic specialist gastroenterologie și profesor de medicină energetică. O să ne spună niște lucruri extrem de interesante despre cum putem aplica singuri anumite tehnici energetice pentru a ameliora anumite afecțiuni. Doamna doctor Mădălina Petre! Doamna doctor, să știți că vă așteptam de foarte mult timp, vorbesc serios, că mi-am făcut documentarea, am zis vreau să o cunosc pe doamna doctor. Că de Bartoș m-am săturat! Bine ați venit! Vă rog să luați loc pe canapea. Doamna doctor, ce înseamnă medicina energetică? Medicina energetică este un concept de, practic, o combinație între Reiki și presopunctură. Și prin intermediul acestor două metode, sunt metode complementare, de medicină complementară, care sunt folosite în toată lumea. Și prin intermediul acestor două metode lucrăm cu energia subtilă a corpului nostru. Dar dumneavoastră sunteți medic. Da, categoric. Cum ar veni, ați terminat facultatea de medicină și așa mai departe. Și am două specialități. V-ați specializat pe gastroenterologie. Și medicină internă. Și medicină internă. Și cu toate astea, acum veniți să ne vorbiți despre un alt subiect care este de foarte mare interes. Mi se pare cumva că oamenii în ultimul timp au o deschidere aparte către povestea aceasta. Cum s-a întâmplat? Cum a început acest drum? A început cu mai bine de 12 ani în urmă, când aveam copii mici. Și eram foarte stresată și aveam cabinetul și aveam o durere de stomac constantă, pe care o avusesem și din timpul facultății, dar era din ce în ce mai tare. Am luat tratamentele după ultimele ghiduri medicale, s-a ameliorat puțin, dar n-a trecut. În plus, aveam pacienți la cabinet care veneau super investigați, cu analizele foarte bune. Și cu toate astea aveau probleme care nu se puteau rezolva. Exact, exact. Și am început să mă gândesc că este ceva dincolo de aspectul fizic. Bun. Și am început să caut, să citesc cărți de psihologie, de dezvoltare personală, în dorința de a ajunge la rădăcina problemei. Bun. Și în aceste căutări ale mele am început să aud la workshopurile de psihologie la care am participat despre energia corpului nostru, ceea ce era un concept foarte straniu pentru mine. În continuare este. Dar nu chiar atât. Și sună ușor abstract. Și sună ușor abstract, exact. Ce este mai exact? Spuneți-ne cum funcționează și cum ne poate apăra sau cum o putem accesa. Se accesează foarte ușor. Avem tot ce ne trebuie în corpul nostru. Și interesant este cum o blocăm. O blocăm cu gândurile și cu emoțiile noastre. Pentru că ce vreți să-mi spuneți e că corpul nostru este cumva protejat de o cantitate de energie, da? Sau cum? Există o energie pe care noi o tragem din pământ, prin intermediul picioarelor, ajunge în corpul nostru, este energia pe care o tragem, este energia pe care o moștenim atunci când ne naștem de la mamă, care circulă prin anumite canale numite meridiane, sunt exact ca și arterele și venele în corpul nostru. Avem de jur împrejurul nostru aura care este ca un strat protector care ajunge unde întindem mâinile, acolo este, ar trebui să fie în mod normal aura, deci dacă întindem mâinile și... Da? Ei bine, aceasta, noi suntem destinați ca această energie să circule fluent prin corpul nostru. Bun. Și înțeleg că apar anumite blocaje și în locul în care apar acele blocaje, apar și afecțiunile sau durerile. Sau... Apar la început blocajele, după care încep să apară simptomele. Cum se manifestă blocajele? Adică... Tocmai încep să vezi că este un... Pentru că, deci ce se întâmplă? Avem gânduri care duc la emoții negative, care duc la aceste blocaje și dacă păstrăm gândurile negative suficient de mult, blocajele se autodizolvă. Dar dacă le păstrăm suficient de mult, ele rămân acolo. Și fac așa, ca niște noduri. Cam așa ceva, ca niște noduri. Și aceste noduri se, practic, încep să se exprime prin simptome. O senzație de oboseală, greață, durere. Omul începe ce face? Să se investigheze. Bun. Nimic. Analizele perfecte. Clinic. Clinic. O jenă, da, să zicem, o jenă, așa. Asta este prima fază în care energia încă nu este chiar atât de bine înrădăcinat acolo. Dar dacă gândurile continuă, și de cele mai multe ori continuă, urmează faza în care aceste blocaje încep să ducă la afecțiuni serioase. Să ducă la afecțiuni. Uite, spre exemplu, ne aflăm acum într-o perioadă în care cred că toți părinții de copii mici sunt, și nu doar părinții de copii mici, suntem cumva foarte panicați cu virus și cu gripa și cu toată nebunia. Duci copilul 3 zile la școală și îl ții o săptămână acasă. Ce am putea face noi, mamele, să ne ajutăm copiii în momentul în care dau primele semne de boală? E o tehnică foarte, foarte ușoară. Copiii au timusul, care este o glandă care participă activ la imunitate, și tehnica este extrem de ușoară. Un masaj aici, făcut la nivelul sternului, mai cu forță. Deci nu este un masaj blând, nu este un masaj de suprafață, ci e un masaj mai profund. Ideea este să fie în jur de 3-5 minute pe zi. Este o tehnică prin care practic trezim această glandă și o activăm și o ajutăm să le ajute imunitatea. Dar asta facem doar când vedem primele semne de boală sau putem face și preventiv? Exact. Asta trebuie făcut mereu. Exact. Această medicină energetică practic e mai mult o medicină preventivă, să te împiedice să ajungi la aceste simptome sau, dacă ai ajuns la ele, să te împiedice să evoluezi către ceva mai grav. Mi se pare foarte interesant și, de asemenea, pentru că am vorbit de perioada asta a virozelor, poate că ele nu întâmplător se instalează și pentru că a fost o perioadă când digestia noastră a fost foarte îngreunată. Exact. Au fost sărbătorile, am mâncat, am avut, iată, avem cârnați, avem cartaboși și așa mai departe. Cum facem să ne ajutăm organismul să devină mai ușor după aceste sărbători? Trebuie să ne ajutăm ficatul. Ficatul. El este responsabil. El este unul dintre responsabili, care ne ajută să detoxifiem corpul de diverse toxine, diverse lucruri care nu ar trebui să fie în exces în corpul nostru. Dar putem să vorbim de alimente, putem să vorbim de consumul de alcool, poate, că a trecut sărbătorile și cu acum petrecerile de anul nou. Așa? O țiculiță înainte de sarmale. Exact, merge. Ce nu se abordează însă în medicina aceasta convențională sunt emoțiile. Medicina energetică spune că în fiecare organ este guvernat de o emoție, atât pozitivă cât și negativă. Adică, spre exemplu, stați puțin să înțeleg, dacă eu am o frustrare legată de relația cu soțul, dau absolut un exemplu, unde se duce acea energie? În ficat. Vorbiți serios? Foarte serios. Deci adică frustrarea, cumva, problemele legate de partener se duc pe ficat. Exact. Cele de inimă, de exemplu? Cele de inimă sunt cu panica, cu senzația, cu anxietatea. Deci dacă suntem persoane anxioase, să avem foarte mare grijă cu inima. Stomacul? Stomacul este cu grija excesivă față de ceva, față de cineva, față de situație, față de partener, față de copii, față de ceva care ne îngrijorează foarte mult. Și capul, zona capului? Și zona capului, de obicei, sunt mai multe meridiane care guvernează capul. Capul este unul dintre acele organe extraordinare numite de chinezi în medicina chinezească, medicina tradițională chineză. Și sunt mai multe și pot să vină și de la vezica biliară, pot să vină și de la vezica urinară, care este meridianul care trece dintre sprâncene peste cap până jos la degetul mic al piciorului. Da, doctor, mi se pare foarte interesant și mi se pare foarte bine că oamenii au început să vadă cumva holistic atunci când vine vorba despre boli și eu sunt foarte fericită că un medic care a studiat medicina tradițională îi încurajează pe pacienți să vadă cumva dincolo de asta. Mulțumesc! Vreau să le spuneți celor care ne privesc unde vă pot găsi. Mă găsesc, sunt peste tot practic, mă găsesc pe Instagram și pe TikTok, Dr. Mădălina Petre, sunt pe Facebook, sunt pe YouTube, sunt peste tot. Important este să... Și scopul meu pentru anul 2023 este să ajung la câți mai mulți români. Am foarte mulți din diaspora, din Italia, sunt foarte mulți care îmi scriu și sunt încântată că ajunge cumva informația la ei. Bun, deci cei care doresc detalii despre dumneavoastră sau vor să ia legătura, să vă caute pe Instagram și pe Facebook și pe YouTube și pe TikTok. Și pe TikTok, iată, exact, și pe TikTok. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm. Sigur, mulțumesc!